Popescu s-a născut la 4 noiembrie 1951 în orașul Basarab, județul Constanța, este căsătorit și are două fete. Este ofițer de marină. A absolvit Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, Facultatea de Navigație, secția comercială. Haideți să vedem și materialul pregătit de noi. Până în 1989, Traian Băsescu a fost ofițer maritim pe nave de mare tonaj la Navrom Constanța, apoi capitan de cursă lungă. 2 ani a condus agenția Navrom din Anver, iar apoi Inspectoratul de Stat al Navigației Civile din Ministerul Transporturilor. A urmat apoi funcția de subsecretar de stat la conducerea Departamentului Transporturi Navale din același minister. După Revoluție, Traian Băsescu a fost ministru al transporturilor în guvernele Roman și Stolojan, iar apoi deputat PD în Parlamentul României și vicepreședinte al Comisiei de Industrie și Servicii a Camerei Deputaților. În 1996 a demisionat și a renunțat la imunitatea parlamentară pentru a fi cercetat în dosarul Flota. În timpul guvernării CDR a revenit în Parlament ca deputat PD de Vaslui și a fost ministru al transporturilor în guvernele Ciorbea, Vasile și Isărescu. Din 2001 este președintele Partidului Democrat și primar general al Capitalei la al doilea mandat consecutiv. După retragerea din cursa prezidențială a lui Teodor Stolojan, Traian Băsescu a devenit candidatul alianței DA-PNL-PD la președinția României. Domnule Băsescu, și dumneavoastră aveți cele 30 de secunde de completări. Am crescut într-o casă de militar, m-am instruit într-un institut militar unde insemnele naționale au fost elemente de educație. 12 ani cât am fost pe mare, în fiecare dimineață la răsăritul soarelui se ridica la catarg tricolorul. Am tricolorul în suflet, iar tricolorul este poporul român. Vă mulțumim pentru completare și întrebarea incomodă. Domnule Traian Băsescu, una dintre principalele acuzații care vi se aduc este aceea că dumneavoastră, ca persoană, nu ați putut colabora până acum cu nicio echipă. Reamintim cazurile Ciorbea, Roman și mai recent colaborarea cu PNL. Cum răspundeți la acuzația că nu sunteți om de echipă? Un comandant de navă nu poate să nu fie om de echipă, are un echipaj cu care doarme, mănâncă, trece prin pericole, trece prin război, prin foc, prin furtună. Acel microclimat nu face decât o echipă dintr-un echipaj care merge luni de zile pe mare. Am fost... În același timp, un om care și-a condus Ministerul Transporturilor în 5 guverne, cu o echipă extraordinară, conduc primăria cu o echipă extraordinară și acum conduc Partidul Democrat cu o echipă extraordinară. Am fost în conflicte cu politicieni, dar niciodată cu echipa mea. Am fost în conflicte cu politicieni pentru că nu-mi plac hoții, nu-mi plac cabotinii, nu-mi plac cei care cred că li se cuvine mai mult decât le dă dreptul valoarea lor, dar niciodată n-am fost în conflict cu poporul român. Voi continua să fiu un om intransigent în relațiile cu cei din jurul lui și de la ei aștept exigență în relațiile cu mine. Nu suport pe lângă mine oameni care nu au valoare. Șansa mea să fiu bine cotat este să țin pe lângă mine oameni valoroși. Mulțumesc, domnule Băsescu. Mulțumim foarte mult. Continuăm tragerea la sort.